ne-am adunat iarăși la o nouă ediție a Bătăliei Cărților. Să ne fie binevenită și binecuvântată această ediție. Și Biblioteca Transilvania are onoarea de a prezenta cartea scriitoare Șorămâncu. Eu cred că și-a găsit cititorul, în primul rând, și vreau să pun așa o întrebare către sală. Dacă fiecare din noi, în parte, ne-am întâmplat, ne-am găsit într-o seară, într-o cameră contiguă, ce am face? Avem trei opțiuni. Fuga, lupta și blocare. Ce am face noi? Depinde de fiecare. Și iată, în cartea dată, se vorbește despre o adolescentă care avea fobie, fobie și anxietate socială, drept potrivit că se temea să vorbească în public, era invizibilă printre colegi și s-a acutizat starea ei sufletească, mai ales în timpul când prietena sa este nevoită să plece la alt stat, în altă școală, la alt liceu. Rămânând singură, devine, într-adevăr, invizibilă pentru colegi. Și într-o seară, stând pe net, pe rețele socializare și am pe Instagram, urmărește pozele la prieteni. Ce fac? După poze, ea vede stările lor de sufletește. Și se gândește că i-ar plăcea și ei să fie într-un așa loc, într-o așa societate, în așa comunitate, între așa prieteni. Și își modelează pozele astfel ca să le pună într-un concert, în populație, în multă lume, în mulțime, să se simte bine, într-adevăr, cum și-ar dori. Și de atunci am început să aibă foarte mulți urmăritori. Nimeni nu își dea seama că acea vie curioasă de pe Instagram era colega lor invizibilă din clasă. Timpul trecea, foarte mulți prieteni de pe rețele își, să zic, scăpau de molia singurătății. Ea a inițiat o campanie prin care zbura mesajul. Tu nu ești singur, eu sunt cu tine, eu te văd. Și iată, așa ea a tratat foarte mulți prieteni pe Instagram. Dar se pune întrebarea, ea, aceeași metodă, a fost aplicată și asupra ei? S-a întâmplat cu ea aceeași minune? Poate da sau poate nu. Rămâne de văzut. Pentru că în cartea dată este și răspunsul. Cartea merită de citit, nu numai pentru copii, adolescenți, dar și pentru maturi. Mulți dintre noi au fobia de a vorbi în public. Au fobia de a se manifesta așa cum și-ar dori. Și sper ca, citind această carte, să căpătăm curajul de a ne realiza, de a fi noi înșiși și de a fi curajoși. Vă mulțumesc! Ce adevărat! Aruncă frica! Fii fericită! Vă îndemnăm să citiți această carte, să participați la concursul de lectură, deoarece eu foarte sper că cartea pe care noi am prezentat-o să obțină titlul de cartea anului, iar fiecare dintre cei care o să o citiți au șansa să devină cititor.